Locuitorii capitalei ar putea afla în scurt timp pe internet care sunt veniturile aleșilor locali și ce proprietăți au aceștia. Primarul general Dorin Chirtoacă a lansat campania Avere la vedere. Astfel, pe site-ul primăriei va apare o rubrică despre lucrurile pe care funcționarii din administrația publică locală le au în proprietate. Chirtoacă a declarat că și-ar dori ca și persoane din administrația publică centrală să se ralieze campaniei. Începem cu această sală. Continuăm după aceea, vedem poate consilierii municipali, colegii din întreprinderi, sper să fie de acord și colegii din administrația centrală și cu toate actele mai departe, de la oficiul cadastral, proprietarul, cum a fost dobândit imobilul, să nu descoperim la un moment dat că tot așa terenul luat gratuit, pus pe altcineva, după aceea a făcut donații de la o rudă apropiată persoanei sau de la altcineva. În context, edilul capitalei îndeamnă chișinăuienii să transmită fotografii sau oricare alte informații pe care le dețin cu privire la averile funcționarilor publici.